Dar prietenii și mai aproape este o zicală de care o femeie din Târgoviște își dorește să fi ținut cont. Bătrâna a rămas fără 90.000 de lei după ce un individ i-a smuls geanta în care se aflau banii. Totul s-a petrecut în mașina unor prieteni de-ai femeii, aceiași prieteni care au și plănuit de fapt lovitura. Mutatul într-un oraș nou nu este o misiune ușoară. Bătrâna de 73 de ani s-a lovit însă de probleme mult mai mari. A fost deposedată prin acte de violență de o geantă în care se afla o sumă importantă de bani. Era avansul pentru un apartament. Le ceruse ajutorul unor prieteni. La 11 ne-am dus la bancă să scoatem bani. El zice, hai să mergem la mine acasă. Ce rost are să zic să merg la tine acasă? Dar zice, hai să mergem la tine, mamițule. Zic, nu merg nici la mine acasă, că eu nu merg cu banii după mine. Atunci a observat femeia comportamentul suspect al prietenilor ei. Nu și-a urmat însă instinctul și s-a urcat în mașina celor doi. A oprit prietenul meu mașina cu nevastă sa, că a zis că se ducă să ia o piesă pentru mașina neagră. Și n-a trecut 5 minute după ce a plecat el și a apărut cu spray, dar la mine a venit pe partea mea, nu s-a dus pe partea aia lantă. Eu am pus mâna pe geantă și el mi-a zmuncit-o din mână. Și a dat cu spray în ochi, dar ei nu i-a dat. Totul s-a petrecut sub ochii unui polițist. Omul legii nu a stat prea mult pe gânduri. A încercat să-l oprească pe agresor. Nu a fost însă o luptă ușoară. Tâlharul a lovit pe polițist cu portiera mașinii și s-a făcut nevăzut. Câte focuri a tras? Un singur foc de armă. Au reușit totuși să recupereze geanta cu bani. Hoțul a dispărut. Nu la fel de norocoși a fost cei doi complici, care au de dat mai multe explicații. Polițiștii au instituit filtre în tot județul pentru a-l prinde pe tâlhar.